Emoții mari pentru elevii de clasa 7-a, care începând din acest an vor trece alături de colegilor din ultimul an de gimnaziu prin emoțiile simulării evaluării naționale. În județul Salaș, peste 2000 de elevi vor susține această testare în luna martie. Peste 2100 de elevi ai claselor a 7-a vor susține în perioada 11-13 martie simularea examenului de evaluare națională, după ce oficialii Ministerului Educației au decis ca această testare să îi vizeze nu doar pe școlarii din ultimul an de gimnaziu, ci și pe colegilor mai mici. Ministrul Ecaterina Andronescu a explicat că extinderea simulării și la clasa a 7-a are ca argument principal rezultatele slabe de la evaluarea națională din anii trecuți. Astfel, în perioada 11-13 martie, adică peste mai puțin de o lună, și elevii claselor a 7-a vor susține simularea evaluării naționale. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, prima probă scrisă din calendarul evaluării naționale la clasa 8-a, limba și literatura română, va avea loc în data de 18 iunie 2019. Calendarul mai arată că cea de-a doua probă scrisă, matematica, se va desfășura în data de 20 iunie, iar ultima, cea la limba și literatura maternă, pentru elevii care au studiat această disciplină, este programată în data de 21 iunie. Afișarea primelor rezultate ale simulării examenului de evaluare națională este prevăzută pentru data de 25 iunie, procedură urmată de înregistrarea contestațiilor. Examenul se va încheia sâmbătă, 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale. În județul Salaj există 2152 de elevi în clasa a 7-a și 2085 în clasa a 8-a. La evaluarea națională de anul trecut, procentul notelor peste 5 a fost de 73,26%.